Bine v-am găsit, dragi copii, de la Betania Kids! Astăzi, după cum observați, am un decor special. În fața mea se află un foc. Un decor cu foc și o lumânare. Pentru că vreau să vă arăt ce se întâmplă în viața noastră atunci când vin supărările, încercările, necazurile, în două situații. Dacă-L avem pe Domnul Iisus sau dacă nu-L avem. Hai să vedem ce se întâmplă cu noi atunci când suntem puși în fața supărărilor. Poate e bunic bolnav, poate ai luat o notă mică la școală, te-ai certat cu frățiorul sau surioara ta. Toate acestea sunt încercări sau supărări, necazuri. Oare ce se întâmplă cu noi atunci când trecem prin ele? Imaginați-vă că acest balon este un copilaș care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus și nu cunoaște că Iisus aduce pace și bucurie chiar și în situațiile grele din viață. Este un balon gol. Acesta este un copilaș care cunoaște lucruri despre Domnul Iisus, a învățat la școala duminicală, l-au învățat părinții, în mod special acasă, să ceară prezența Domnului Iisus în inima lui. Și acesta este un balon plin cu apă. Hai să vedem ce se întâmplă când punem acest balon în foc. Primul este fără apă. Ia uitați ce se întâmplă. Balonul a pușcat! Pentru că așa se întâmplă când vin supărările în viața noastră și nu-L avem pe Iisus. Ne supărăm și mai tare! Foarte tare! Uneori ajungem chiar să plângem în hohote și în lacrime multe. Însă, ia uitați ce se petrece cu un copil care zice: Doamne Iisuse, ajută-mă să trec de supărare. Ajută-mă să iert. Ajută-mă să fiu mai bun în această situație. Oricât de mult stă la flacăra focului, un copilaș, adică un balon cu apă, care l-are pe Domnul Iisus, nu va fi spart, nu va suferi și mai multă tristețe, pentru că l-are pe Iisus. Da, uneori și de fapt de fiecare dată, există urme, supărarea lasă urme în viața noastră, dar nu ne strică viața. Vedeți, oricât de mult îl țin la foc, nu îi se mai întâmplă ca primului balon să puște. Tu ce fel de copil îți dorești? Să fii un copil care atunci când vin supărările, pușcă imediat, se enervează, se supără și mai tare? Sau ai prefera să treci cu ușurință prin supărare și necaz? Dacă ceri prezența Domnului Iisus în viața ta și îl rogi să te ajute, va veni în inima ta și te va ajuta să treci cu bine peste supărări, peste mânie, peste durere. Îți doresc să fii un astfel de copilaș, dragul meu. Pe curând!